Agenda publică este marcată în România de vizita delegației chineze condusă de premierul Chinei. Președintele Consiliului Județean, Constantin Niculescu, consideră că summitul de la București reprezintă un succes pentru actuala guvernare. Primul câștig este că s-a făcut o înțelegere între guverne, care nu s-a mai făcut de mult timp. De 20 de ani nu există înțelegere guvernamentală în sensul acest. Înțelegerea deschide, guvernamentarea deschide dreptul și posibilitatea dialogului și negocierilor directe între factorii economici din România și factorii economici din China. Și la asta putem adăuga experiența și simpatia pe care am avut-o sau a avut-o China către țara noastră în perioada asta și s-a exprimat destul de direct. Nu e un lucru mărunt să spui că vine România, semnez protocoale de aproape 8 miliarde și... Președintele Consiliului Județean Argeș este de părere că România avea nevoie de un partener economic puternic. Doi, România acum are și ea, dacă vreți, prin declarația asta, are un prieten puternic, economic. Avem un prieten puternic pe strategie și pe pace și pe siguranța noastră, vorbind de NATO. Avem intrarea în Uniunea Europeană, dar trebuie să recunoaștem că o susținere economică a unei puteri economice n-am avut. Și eu cred că această declarație ne face, cel puțin, să credem și eu cred că trebuie să credem că ni se alătură o forță economică care poate să dea ceva României, nu să ia din România. Argeșul are câteva proiecte care implică și partea chineză. Astfel, după cum a anunțat astăzi Constantin Niculescu, săptămâna viitoare vor ajunge în județul nostru două delegații de specialiști de la Institute de Cercetare din China, care vor merge la Institutul Pomicol Mărăcineni pentru schimb de experiență. Niculescu a precizat că în cazul în care partea chineză va investi în cele două reactoare nucleare de la centrala atomică de la Cernavodă, atunci și Institutul de Cercetări Nucleare de la Mioveni va avea de câștigat, fiind direct implicat în proiect.